cetate veche, în tine am trăit o viață. M-am amestecat cu viserile tale și m-am împotrivit păcatelor tale și am căzut și m-am ridicat. Ți-am ascultat suspinul când ai suspinat și bătaia inimii ostenite când ai obosit alături de osteneala mea. Te-am blestemat și te-am iubit. Fiecare oraș își are amintirile lui. Le păstrează memoria oamenilor și apoi se scufundă și pierd în curgerea nesfârșită a timpului. Rămân înscrise pe hârtie și viitorul le învăluie în parfumul trecutului. Bucureștii își au și ei amintirile lor, păstrate în memoria oamenilor, înscrise pe hârtie, reținute pe peliculă. Acestea sunt puține, prea puține pentru ani atât de plini ai primilor patru decenii ale veacului nostru. Și chiar și ele n-au ajuns toate până la noi. Acolo unde filmul nu ne-a ajutat, a intervenit fotografia. Din cele care au rămas, vom încerca să reînviem București de altădată. Început de veac la București. În cișmigiu se patina, mai bine spus, se alumeca pe gheață. Era una din plăcerile timpului. Vă recunoașteți cumva în băiețelul acesta? Priviți-l cum s-a uitat în viitor. Se patina în doi, în trei, orchestra militară cânta valsul. Pe calea victoriei treceau sâniile. În istoria orașului, terasa Otetelășanu a intrat ca o instituție. Academia Terasa. Teatru și cafenea literară. Acum e goală. Publicul a sosit. Sub copacii otetelășence se bea bere rece, se sorb cafele dulci și se pune țara la cale. Oameni politici, poeți, actori, negustori, misiți, pieri de vară, să fi văzut la Otetelășanu însemna ceva. Aici au trecut Alexandru Macedonski, Dimitrie Angel, George Coșbuc, Ion Luca Caragial, Ion Minulescu, Dimitrie Nanu și
Și cine nu a intrat la Oteteleșanul când veacul era tânăr? Spectacolul nu a început încă. Opereta era în floare. Astă seară la terasă cântă Leonard. Unde privesc nu am ador, de când mi-ai sosit în soare, de când să vitezi scoțele. Partenerii de glorie, glorie strălucitoare a unei lume acuse, a unor vremuri care nu se mai întorc niciodată. Frumuseți ale epocii, ochiade, cochetării. Onoarea pătată trebuia spălată. Moda pariziană stăpânea protipendada bucureșteană, se purta maxi. Talia era sus. Nu, nu merge. E adevărat, e la modă, însă bolul e prea mare și vă acoperă fața. În definitiv, este gustul dumneavoastră, vă privește. Gândiți-vă însă că și viitorul vă va privi și va zâmbi. În saloanele de modă, manechinele se amestecau cu doamnele. În parcul Carol s-a deschis expoziția. Mare eveniment, mare! Au apărut automobile. Dar tot răsura e mai iute. Și lumea se îmbulzea la expoziție. Așa ceva nu se mai văzuse în bătrânul București. Mai întâi o plimbare pe alei era obligatorie. Era de bon ton. La arenele romane se îngrămădeau și nu prea oficialității. Hai, gogomani, la jubileu, spunea Caragiale. Cei aduși din provincie lăsau amintiri pentru viitor. Florile se vindeau în cișmigii. Și se plimbau în cișmigiu. Pipa era consolatoare, dar tabacul nu. Lache și Mache, Sița și Tarsița, făceau politicaua, mâncând prăjituri la Baziliu, în cișmigiu. Pauză, stăteau liniștiți ca la fotograf. Apăruse înghețata napolitană. Quel delicatesse! Portocale, turtă dulce, cine ia nu se mai duce. Dar și totuși s-au dus. Le mâncarăm țatul tot ce avură pe masă, așa că să se învețe minte să mai dea banchetă în cișmigiu.
ouă de pașce, luați că nu se sparge. Gramatica este un lucru foarte mare, ar zice Dobărceanu. Câmpul alb, oile negre, cine le vede nu le crede, cine le pașce le cunoaște și vin de-a deceda. S-au cunoscut în Cișmigiu. Și în lumea bună se cunoșteau în familie, cu pețitor și pețitoare, cu târguiel pentru dotă și cu planuri pentru luna de miere. Nunta se făcea la domnița Bălașa. S-ar fi putut altfel? Bumașeru, ce-ar fi spus București dacă nu se cununau la Bălașa? Ocazie pentru parada modei. Mașinile trag la scară. Fac praf, scot fum, pâră și pocnesc și... Hai cu nunta prin București să le arătăm noi mitocanilor cine sunt. Aparatul de fotografiat intrase în viața de toate zilele. Amintiri. 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 Aparatul de filmat era o raritate. Totuși cineva și-a cumpărat-o. Un viitor profesionist? Poate. Deocamdată, pentru primul film, familia constituie echipa de actori, iar grădina casei, decorul. Mișcare în cap. Se trage o dublă. Și încă una. Probă de regie. Accident pe platou. Probe de actori. Junele prim. Ingenua. Concurenta. Concurenta fără șanse. Comicul. Sărutul.
Și acum, finalul. Scenă de familie. Așezare în cadru. Mai la dreapta, mamițo. Uf, nu acolo, soro. Armata la datorie. Vine și bunicul, și unchiul. Și mamare, și tanti Mița. Domnul Goi e agresiv. Atacă. Se potolește. Și aparatul înregistrează mereu. Cinematograful, minunea secolului, năvălise în București. La sala Eforia, în Buzeală Mare, rulau filme venite de la Paris. Producția lui Méliès era mult gustată de bucureșteni. Un film care a făcut senzație, Călătoria în lună. Veselă anticipație a expedițiilor de astăzi. Ceva se mișca pe pânză și bucureștenii râdeau și aplaudau. Se pare că erau ceva mai generoși decât spectatorii de azi. Se turnau și filme. Lilipor în Tosca. Teatrul rămânea însă stăpân. Bucureștenii adorau spectacolele. Și apoi, unde să-ți arăți rangul și rochile decât la teatru? Aristița Romanescu dădea reprezentații de adio. Vocea lui Notara domina naționalul. Am pus capăt tuturor nenorocirilor, tuturor grijilor. Apar noile glorii ale teatrului românesc. Oh, vreau să Maria Ventura, Marioara Voiculescu. Nu jucat, să nu se simtă Dumnezeu în mine un rob în temniță, cum se dușa. Pământule, dă-mi-a... Aviația era la începuturile ei. La Paris și cinematografele din București arătau asta pe ecranele lor, se încerca prima parașută, etajul întâi al turnului Eiffel. Un reportaj cu sfârșit tragic. Pe câmpul de la Cotroceni, Aurel Vlaicu demonstrează încă o dată că geniul poporului român își are valorile lui. Avionul lui Vlaicu a constituit o mare realizare a aviației timpului. Aurel Vlaicu a căzut. Bucureștenii îl conduc pe ultimul lui drum. B-52
Bleriot, învingătorul canalului Mânecii, a sosit la București. La Băneasa, bucureștenii au venit cu mic cu mare să-l vadă pe aviatorul francez cum se înalță în aer cu mașina lui. Pregătirile sunt mari. Prefectul convoacă birjare și le impune prețuri maximale pe toată linia. Hotelurile sunt pline, pe străzi animații. Așa scria Constantin Bacalbașa în a sa cronică a Bucureștilor de altă dată. Făceau și parăzi la București. După grade și mărimi, domnii se așezau în jurul curții. Cucoanele stăteau cu minți și ele rânduite tot după grade. Dar în București mai exista și un alt fel de viață. Așa se trăia la marginea orașului. Acolo unde domnii nu veneau decât în preajma alegerilor. La sala Dacia, muncitorii manifestau, ieșeau în stradă și bucureștii arătau atunci altfel. Venea războiul. București era un fierbere. Edițiile speciale erau smulse din mâinile vânzătorilor. Poporul a plecat la război. Au plecat și bucureștenii. Nu toți. Unii rămași au făcut avere. Cei mulți au suferit. Acasă și pe front. Iubitul meu nu este prinț, el n-are avere, nici dorinț să stea în palate. El stă în vale la oituz, sub ploaia cruntă de obuz și greu se bate. Cu eroism, cu jertfe și sânge, s-a câștigat războiul. Victoria a sosit. Învingătorii intră în cetate.
Când s-a risipit bucuria victoriei, a rămas realitatea. Revoluția străbătea Europa. Manifestând pe străzile orașului, muncitorii își cereau drepturile lor. Răspunsul? Represiune. La 13 decembrie, în piața Teatrului, muncitorii pașnici victime au căzut. Conștiința artistică a timpului a consemnat totul. Jichide, Onița, guloanțe și mormânt. Greve, proteste, acțiune. Și ca rezultat al marilor frământări și lupte de la începutul veacului nostru, în 1921 la București s-a înființat Partidul Comunist Român. Moment crucial în istoria poporului nostru. Răspunsul? Arestări, procese, glanțe, închisori. Dar lupta a continuat. Continua și viața. Dolce vita. Pe plaja de la Floreasca, Bad, se dansa Charleston. Și filmul și dansul erau o reclamă pentru ciocolată. Radioul era în fașă. Femeia cu pene și cu prost gust. Soseau dansuri noi la București. Se deschideau școli pentru a fi învățate. În saloane se aluneca în ritmul tangoului. Se încerca norocul. Muzica.
petreceri burlești la iarbă verde. Fănică Luca era tânăr. Muzică ușoară. Sili Vasiliu. Dacă vin afară, apăsteu o fată și un băiat, el nu știe cum să-nceapă, că e rău amorizat. Ia tot la pe ochii de zon, că plăciul e frumos, pentru apă deanul să. Fiindcă fata are vrea să... Am ajuns să-mi dă satul, că prea mult să-i îndrăgesc. Unde-i fata și băiatul, și vorbesc, iar vorbesc. Și din vorbă vorba ta, fata nu vei apăra. Iaba să-ți spunea ea nu, s-au ales la urmă cu. Averile se câștigau și se pierdeau la bursă. Pași noi în dans. Dans al milioane. Iluzii de șar. Uneori se încerca parodierea acestei vieți. Grigoraș Dinicu și Gheti Mică într-un film al epocii. Aici nu mai era parodie, aici era realitatea, cruda și aspra realitate, din Grivița, din Grant, din Tei, din Văcărești. Aici viața nu era deloc dulce. În rare ori, hrana era căutată în gurile canalelor sau în gunoaiele orașului. Nathan cel orb, cerșetorul rătăcitor. Exodul. Motiv? Undeva unde poate pâinea va fi mai puțin amară decât la București.
În anul de grație 1930, așa se muncea la uzina de gaz din București. Progres tehnic, nu? Condiții de muncă. Și dacă nu-ți plăcea? Treceai la coadă. Coada șomerilor. Viața nu era ușoară pentru nimeni. Nici stăpânii nu stăpâneau liniștiți. Lupta continua cu îndârjire. Bucureștii anilor aceia erau un amestec de trecut și viitor care venea greu, de poezie și banalitate. Timpul curgea necontenit și viața își făcea drumul ei la București. Cu bucurii și dureri, cu înălțări și prăbușiri, cu renunțări și speranțe. Se făcea comerț. Se vindeau mătăsuri lucitoare, damascuri grele, lipscănărie prețioasă și ciorapi cu defect, marfă de la foc. Bucureștenii se agitau, circulau. Cafenelele își întindeau mesele pe trotuare. Berea era rece, dar nu întotdeauna. Cafeaua era bună, dar nu întotdeauna. Garsonul era amabil, dar nu întotdeauna. Uneori se întâmpla și așa ceva. E drept mai rar. Mult mai rar decât astăzi. Bucureștenii au dreptul ca în zilele frumoase de toamnă, duminicile mai ales, să populeze Calea Victoriei, așa ca între 11 și 12 circulația să fie imposibilă. De la Capșa și până în Piața Palatului, mai ales trotuarul, este o adevărată expoziție ambulantă de tot ce vreți. Așa scria poetul Ion Minulescu, bucureștean care și-a iubit orașul cu pasiune. După ce privea strada prin fereastra Capșei, aici se mutase Academia Terasa, pornea apoi să o măsoare în sus și în jos. Își întâlnea prietenii. Cu poetul Stamatiad, cu care dea până amintiri de la terasă. Îi revede pe Dimitrie Angel și Ion Manolescu în ușa terasei. Se revede și pe el la terasă, înconjurat de vechi prieteni. Amintiri. Acedonski, Lahuță, de la Vrancea, Dimitrie Dinicu, Coșbuc, Șteo Iosif, așa cum i-a văzut Izer. Aici a fost terasa Oteteleșanu. Sic transit gloria mundi. Aici mai sunt casele Frascati. Cat pradă târnă copuri. Proprietarii se opun. Primăria câștigă. Și apare Palatul Telefoanelor. Bucureșteanul este mare amator de spectacol gratuit. Și domnul comisar Cascăgura? Apăruse o nouă meserie. Viața depinde de o curea. Bucureștii anilor 30 își aveau și ei liniștea lor. În centru, ca și la Mahala. Aici apa se mai scotea încă din fântână sau o aducea sacagiul.
Lumina irizată se așternea pe stradă, se strecura în pasaj, se urca pe scară și descoperea locurile tainice ale orașului. Erau atunci și au mai rămas și astăzi. Fiecare oraș își are frumusețile lui, numai ale lui, de nemăsurat cu ale altora. Și Bucureștii își au frumusețile lor, uneori neprețuite, alteori nevăzute, deseori ascunse. Amintiri trecătoare. Amintiri liniștitoare. Amintiri sâcăitoare. Amintiri plictisitoare. Amintiri banale. Artistul străzii. Coco, zis și oracolul de la Delphi. Romanță pentru mai târziu. Dina Cocea într-un film al timpului. Și astăzi și mâine. Luminile orașului. Bucureștii lui Matei Caragiale. Bucureștii craiilor de curtea veche. Îmbulzeală, amestec, chemări, concurență.
Pe aici se intra în Piața Mare. Trecut dispărut. O lume vie, colorată, variată, cu interesele ei, cu tipurile ei. Un amestec de abundență și sărăcie, de cinste și înșelătorie, de muncă și lene parazitară. Orientul nu era departe, nici în aspect, nici în obiceiuri. Nici nu știi de unde vine norocul. De la los sau de la uite, popa nu e popa. Puteai să intri și în rai dacă luai o bucată de săpun șicht. Un univers de nimicuri. Zaraful, mizerie și spoliere. Gopsec sau Hagi Tudose? Banca lui Bițu era mai importantă. Piața își avea și ea Rothschildul ei. Gogoși. 3 lei bucata, marfa lutată. Sărman cizmar, pe trepiedul tău barbar. Steriade le-a văzut în picioare. Acum a obosit. Primăvara și toamna erau gata să curețe București. Hai la prune, a sosit Olteanu. Ce-or fi văzut? Aferin high life. La pungă. Mielul gras, miel. Vin de departe. Bunurece, dragă bunurece. Scădura apasă. Se cumpără și se vinde orice. Se aude ciripit de păsări. Strigă marfa, neamule. Strigă că se vinde singură. Mascotele pieții, Cocoșul și Piticul Samson. Ești un tocilar, reparator de poarfi și de manicură, croitorie, cutii de la tocat carne, cutii de masă, de bucătărie, meșterul italian. Hai la bragă! Iusuf era oltean. Gazul, gaz. La omul de fier găseai orice, numai dacă te descurcai printre fiare vechi și noi. Bazarul de antichități, urme ale trecutului, amintiri ale orașului. Și piața își are amintirile ei. Nu departe era magazinul la vulturul de mare cu peștele în ghiare. Numai că vulturul nu era vultur și peștele era stambă. Culorile pieții Sfântul Anton. Se mergea mai încet. Locul era mai mic. Dar viața nu era mai ușoară. Și piața își are amintirile ei. Rugul de seară. Se ardeau resturile pieții. Ziua se terminase. Ultimul popas. Odihna de seară. În luna mai, în câmpul lui Eliad, se deschidea târgul moșilor. Pentru 2 lei, vedeai București de altă dată. Thank you.
Maria, uite nașe, cântă-n târgul moșilor din omor. Ei româncă cu temei de-aia, cu șapte piei și cântă, și cântă, vechea datină ce spune că odată într-unanță fie târg la moș, ne-e dragă și de-aia e păsmată, că-i un obicei de la strămoș. Ciute de-aia pentru Ion, Leana și cu Spiridon. Azi Maria, lui Tănase, cântă-n târgul moșilor din obor. Vino, moș, dacă nu crezi, uită-te că ai ce să vezi. Uite colo călușei, cum zboară ca niște zei. Uite barba asfaltată, când la stânga, când la dreapta, iar mai sus lângă favară, uite la altul pe cum zboară. Uite pușca cu foc, uite roata cu noroc, iar aici la o adică, uite pe hotbarițică. Aveam și noi un Charlot al nostru, un amestec de mitică și păcală. Și regizorul și interpretul au rămas până azi necunoscuți. Se căutau staruri de cinema. Femeile se pieptănau ca marele vedete.
Probe pentru filmul Marica, fata ursului. Nu s-a realizat niciodată. Când nu era la Cărăbuș, Tăna se turna film. În coproducție. Multe imposante monumente, ma parol că te și zăpăcești. Dar mai este o atracțiune foarte importantă, domnilor. Ah, cea mai senzațională pot spune. Vreți să știți? Ascultați ușor. Sunt fetițe rumene, rotunde și cu șoldul plin. Fetune, vitezer, când te uiți la ele, ți-aș să-ți scomper. Blonde și cu fason, ale mi seducțion și-n amor mi-t organizațion. Însă, fete, să iubești, sunt mai multe draturi la București. Să fete, să iubești, să mai date dragului la București. Gust al timpului. La revedere! E Cristofu, dragi iară! Stai-ți-a! Domnule, stai-ți-a, te rog, dă-mi drumul, te rog! Se poate, domnule! Unde s-a aprins satiriu, s-a aprins satiriu! Stai-ți-a! Figurația era gratuită. Alo, alo, aici e radio, Stroie și Vasilache. Șomer, 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 n-avem un bat, avem, avem. Șomer, 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 cu zilele din dumână, de lucru are numai inima, e ocupată doare. Șomer, și câți n-au poposit sub acest copac al șomerilor din Cismigiu. Se făcea sport la București, așa cum se putea, cu mult entuziasm și cu puține mijloace. Se juca fotbal. Și se juca bine. Îți mai aduce aminte, Fogel? Fotbalul era bun? Filmarea nu era bună. Miting aviatic la București. Au luat parte și aviatorii sovietici. Curs
cursele de automobile aveau loc la șosea. Nadu și Calceanu erau ași ai volanului. Ciclismul atrăgea mai mulți concurenți și mai mulți spectatori. Aici, vreme îndelungată au dominat Moraru și Nicolae Ionescu. Hipodromul Băneasa, loc de întâlnire, de amuzament și de pierdut bani. Bădărănii și duminica trecea și atunci ca și la începutul veacului, când moda semăna cu tablourile lui Renoir. La București veneau vizitatori străini. Soseau diplomații la una din seziunile mici înțelegeri. Reuniunea a avut loc în fostul Palat Sturza de la capul podului, aflat pe locul unde există astăzi Consiliul de Miniștri. Moștenitor al Japoniei. Cu fast și pompă, alaiul trece prin București. Ministrul de Externe al Franței, Bartu, discuta cu Nicolae Titulescu despre pacea Europei. Și
pace nu a fost. Hitler venise la putere. Fascismul ataca pretutindeni și în România. Împotriva lui s-a ridicat clasa muncitoare condusă de Partidul Comunist Român. Greva de la Grivița. De o parte, forță politică, organizatorică și morală. Hotărâre, demnitate, spirit de sacrificiu, patriotism. De partea stăpânirii, brutalitate, gloanțe, crime. Poporul însă nu a fost înfrânt. Grivița a lăsat urme adânci în conștiința poporului român. Și lupta a continuat până la victorie. Fiecare oraș își are amintirile lui. Și Bucureștii au amintiri. Le-a reținut pelicula, puține, prea puține pentru anii atât de plini ai primelor patru decenii ale veacului nostru. Au rămas înscrise pe hârtie și viitorul le-a învăluit în parfumul trecutului. Le-a păstrat memoria oamenilor și unele au pierit și s-au risipit ca pulberea în vârtejul vremurilor apuse. Bucureștii au amintirile lor. Le-am înscris aici atâtea câte au rămas, cu gândul la cei ce vor veni după noi, la cei ce vor continua pe peliculă istoria acestui oraș al nostru. Vilarul morilor, când prima raza zorilor